sunt două direcții de acțiune ale dumneavoastră. Unele care vizează primăria Chișinău și altele care vizează guvernul. În ceea ce privește acțiunile dumneavoastră care vizează primăria, noi ieri am ajuns cu dumneavoastră un compromis, anume tot comun. Și anume că primăria participă la construcția peductului din localitate, primăria de asemenea va aloca mijloace financiare proporțional cu impozitul funciar din perioada 91-2007 acumulat la Chișinău și care ar trebui să fie la dumneavoastră. Nu putem da roata înapoi în ceea ce privește transferul acelui impozit în casă legislație, dar putem aloca mijloace în limita sau cel puțin în mărimea acelui impozit funciar. După aceea, cu asistența medicală, cu verificarea situației sanitare, lucrurile care le-am discutat de asemenea și ieri, vis-a-vis de posibilitatea șoferilor sau persoanelor care se ocupă cu materiale de construcție să poată să afle pe strada Calea Basarabiei din Chișinău la bursa materialelor de construcție. De asemenea, să poată să fie evacuat din localitate fără niciun fel de probleme, fără oprilești pentru oricare cetățeni la gunoiul din Țânțăreni. Tot ieri am convenit că vom verifica la fiecare persoană în parte ce suferințe a avut așa, dintre cei care reclamă asemenea prejudicii. Și după constatarea situației să vedem în ce măsură pot fi întoarse asemenea prejudicii. Tot ieri am convenit ca terenurile care se află în jurul gunoiului și nu pot fi exploatate, dar cu verificare printr-o comisie formată din reprezentanții comunității, a primăriei locale și a primăriei Chișinăului, să verificăm care cote nu pot fi prelucrate de asemenea, să fie avut în vedere întoarcerea unui prejudiciu. Deci toate lucrurile astea noi cu dumneavoastră le-am convenit ieri și în principiu, din câte am înțeles, în ceea ce privește primăria, parcă am ajuns la un numitor comun. Dacă mai este ceva vis-a-vis de primărie și să vedem de acum cu guvernul, aici e o chestiune aparte. Cu guvernul este chestiunea aparte, dar vreau să vă spun că nu noi, Asociația de Femei, decidem activitatea mai departe a poligonului de gunoi, acumularea deșeurilor, fiindcă mâine, orele 3, avem adunare generală pe sat. Satul va decide, aerul poluat, apele poluate. Noi am venit de zeci de ori către executiva unii noi, către guvern, domnul Tarlev a fost la poligonul de gunoi, cunoștea situația. Ani la rând, poligonul de gunoi a avut alunicări de teren. Ministerul Ecologiei cunoaște, sunt actele unde se indică că este într-o stare gravă. Nu înțelegem de ce guvernul nostru. Eu pot să înțeleg disputele dintre dumnealor, dar nu înțeleg de ce noi suferim locatarii comunității în Țărete. Bun. Încă o dată am clarificat aspectele care țin de primărie și de guvern. Care țin de primărie, înțeleg că nu avem o pretenție unii față de alții. Noi ne-am asumat angajamentele și noi, practic, ne-am și apucat de lucru. Ceea ce ține de guvern, acum dumneavoastră vă puteți îndrept să gândiți ce acțiuni vreți să întreprindeți pentru a vă face auziți la nivelul guvernului, asta de acum este un alt aspect. Va fi de mers prin domnul primar și dacă doamna Greceanu, cu Ministerul Ecologiei, cu toate ministerele care sunt competente de a rezolva problemele noastre, nu ne vor auzi, nu ne vor... Noi închidem poligonul gunoi. Vă spun încă o dată, este în competența satului de a decide. Rămâne poligonul de gunoi ori nu. Mâine va fi adunarea generală pe sat.